Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. TVR1 prezintă de la ora 22:10 Hesher, un film cu Natalie Portman și Joseph Gordon-Levitt. Producția spune povestea unui metalist de 20 de ani, tatuat și pletos, care pătrunde într-o zi pe neașteptate în viața unei familii îndurerate de pierderea unei ființe dragi. Hesher este cea mai nepotrivită persoană care să-l consoleze pe băiatul de 13 ani, TJ, după moartea mamei sale, dar se dovedește singurul care îl poate ajuta să treacă peste această copleșitoare durere. Prin metode neconvenționale, Hesher îl ia pe TJ sub aripa lui și le dă băiatului și îndoliatului tată al acestuia șansa de a fi din nou o familie. Life is like walking in the rain. You can hide and take cover, or you can just get wet. How do you know this guy? It's kind of a long story. Hey! De la 21:10 pe Cinemax puteți urmări filmul Bărbații fac și ei ce pot. Paul este un celibatar convins care se îndrăgostește de Iris, care e măritată. Deși prietenii săi au la rândul lor probleme cu femeile, ei decid să îl ajute pe Paul. Astfel pun la cale un plan prin care să o salveze pe femeie dintr-un mariaj nepotrivit. Pe HBO Comedy de la ora 22 puteți urmări Prin aburii alcoolului. Un cuplu căsătorit, a căror legătură principală este pasiunea pentru a goli paharele de alcool, trece printr-un moment de grea încercare după ce soția ia decizia de a renunța la băutură. I'm gonna tell you something. Yeah? Last night I ended up smoking crack. I think I need to slow down. Down? Yeah? I'll help you. I have the most amazing wife on the planet. Don't take this wrong way. I would prefer it if you didn't drink. De la 20:30 pe ProTV puteți urmări comedia Mai e mult până ajungem cu Ice Cube și Nia Long. Când Nick se îndrăgostește de o mamă celibatară, Suzanne, se oferă să-i escorteze copiii pentru a se întâlni cu ea în Vancouver în ajun de anul nou. Ar fi cel mai bun mod de a-i câștiga inima sau cea mai mare greșeală a vieții lui. Având mai multe destinații în minte, Nick pleacă într-o călătorie pe care nu o va uita niciodată. Please remove all metal objects, keys, loose chains, cell phones and jewelry. Corkscrew! We decided to drive. Here we go. Now. Are we there yet? No. He's taking her kids on a little trip. I have to pee. You do not have to pee. I'm sure the carpet is absorbent. Here it comes! Incoming! That's about to go way too far. Yo! How's it going with the little brat? Open up. You just using us to suck up to our mama. Watch where you go! Pe Viasat History de la ora 23 puteți urmări documentarul Originile Chinei. Această serie uluitoare ne permite să pătrundem în inima uneia dintre cele mai misterioase țări ale planetei. Episodul din această seară explorează apariția cuvântului scris și a prelucrării metalului în China, precum și întemeierea primelor orașe și începuturile puterii centralizate. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!
Un bărbat în vârstă de 62 de ani care se deplasa la volanul unui autoturist dinspre municipiul Botoșean către Dorohoi s-a angajat neregulamentar în depășirea unui alt autovehicul într-o zonă în care această manevră era interzisă. A încălcat marcajul continuu și a intrat în coliziune cu o mașină care se deplasa regulamentar din sens opus, condusă de către un tânăr de 25 de ani din Leorda. Ambii șoferi au fost răniți, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Un bărbat de 63 de ani care traversa neregulamentar un bulevard de din Galați a fost acroșat de mașina condusă de o tânără de 24 de ani. Momentul în care s-a produs accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din vecinătate, iar în imagini se observă cum bărbatul traversează neregulamentar și este proiectat în aer de o mașină. Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență pentru îngrijiri medicale. Șoferița a fost testată alcool scopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. O femeie în vârstă de 59 de ani a murit, iar un bărbat de 61 de ani a fost rănit în noaptea de sâmbătă spre duminică după ce au fost loviți de o auto utilitară. Evenimentul rutier a avut loc pe DN2, supranumit Drumul Morții, iar la volanul autoturismului se afla un cetățean ucrainean. Potrivit martorilor, victimele, pietoni, mergeau pe mijlocul benzii de circulație. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. La noapte cerul va fi variabil, cu unele norări în regiunile vestice și sudvestice, iar spre sfârșitul intervalului, perile strânse și în cele sudestice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 20 de grade, mai coborâte spre 2-3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor fi condiții de ceață. În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi în jurul a 15 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 11 grade. Mâine vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil la senin, cu norări temporare după orele amiezii la munte și în regiunile nordice și nord-estice, unde doar cu totul izolat vor fi ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în vestul Carpaților meridional și în munții Banatului, iar la cote mai reduse pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 32 de grade. În București, vremea va fi frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31-32 de grade. La munte, cerul va fi variabil, cu norări temporare după orele amiezii, când, doar cu totul izolat, vor fi ploi slabe, de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în vestul Carpaților meridional și în munții Banatului. Valorile termice se vor menține apropiate de cele din intervalul precedent. La mare, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 28 de grade, iar cele minime între 17 și 20 de grade. Temperatura apei mării va avea 23-24 de grade. Începe meciul, dar soția îți cere să o ajuți la cumpărături? Pune pauză și îl urmărești mai târziu. Ți-a scăpat o fază importantă? Derulează! Te uiți la meciul secolului? Înregistrează-l! Și ai totul la o calitate excepțională a sunetului și a imaginii de 5 ori mai bună decât cea standard. Numai cu televiziunea Dolce Interactiv de la RomTelecom. RomTelecom. Împreună acasă! Vreau ca tati să nu mai spună tati, trebuie să închidă acum. Vreau să mă sune toți, să audă cel mai fericit om din lume. Vreau să-mi sun toate clientele de ziua lor, sau mai bine, pe soții lor cu o zi înainte.
Vreau să fiu bunica lor tot timpul, nu doar în vacanțe. Vreau să fiu alături de oamenii mei, oriunde mă duce afacerea mea. Acum vorbești liber, din Romtelecom către Cosmote. Suntem cea mai mare comunitate pentru tine. Peste 13 milioane de utilizatori. Pasiunea, nebunia, drama, spectacolul sunt toate numai aici pentru tine. Ce mai aștepți? Din iulie, Liga 1 vine la Dolce Sport. Alege Dolce Sport HD și trăiește marile bătălii din Liga 1 în High Definition. Ai super calitatea sunetului și imaginii și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Ia-ți acum televiziunea Dolce și încearcă gratuit calitatea HD. Romtelecom, împreună acasă. De 5 ori mai multă luptă. De 5 ori mai multă glorie. De 5 ori mai multe lacrimi. De 5 ori mai mult spectacol. De 5 ori mai multă bucurie. Ia-ți Dolce HD și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Acum ai Dolce Sport HD, canalul de sport unde trăiești toate marile competiții la calitate High Definition. Treci pe HD cu 2,5 euro pe lună. Romtelecom. Împreună acasă. Trăiește în direct cel mai mare spectacol fotbalistic din lume. Acum, pe Dolce și DolceTV.ro, vezi live toate meciurile UEFA Champions League. Întregul spectacol. 146 de meciuri transmise în direct. Numai pe Dolce și DolceTV.ro. Cu televiziunea Dolce de la Romtelecom ai mii de filme în fiecare lună și seriale cât vezi cu ochii. Iar ca să fii mereu pe fază, nu pierde transmisiunile sportive. Și dacă visezi să fii explorator sau om de știință, Dolce îți aduce mii de documentare lunar. Comandă acum televiziunea Dolce la 0219858 și primești gratuit un pachet suplimentar la alegere. Dolce Romtelecom, cea mai bună alegere. Ah, uite că vine. Hai de să mănânci. Mănâncă mult. S-au găsit și în sfârșit. Psst. Părmeilor, înțeleg că aveți 6 luni gratis de la Dolce. Dar mai băgați-vă și pe mine în seamă. Gata. Dolce, te uiți gratis. Lână pentru bunica? Avem. Mașină uriașă de popcorn? Avem. Baterii? Avem! De telecomandă! Fii gata pentru 6 luni de abonament TV gratis de la Romtelecom Dolce. Cheltuiește-ți banii cu cap. Incredibil! E în posesia balonului! Are golul la picior! Hai, du-te, Tică, du-te! Ah, nu pot să mă uit! Nu! A ratat! Vezi? Acum mănânc nervos! La așa reduceri, chiar și fănică hamsterică și-a luat un super televizor HD. Comandă online un televizor HD pe clickshop.ro și ai până la 40% reducere. Clickshop. Mergi la sigur.